Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În a doua decadă a lunii aprilie, Venus, planeta iubirii, prosperității și frumuseții, va avea cea mai mare influență asupra vieții noastre. Un trigon armonios cu Pluto pe 11 aprilie va aduce creativitate, inspirație și venituri semnificative. În această zi, poți rezolva multe probleme, poți transforma aspectele negative ale muncii în unele pozitive. Trigonul acesta va aduce o sănătate îmbunătățită celor care suferă deja de boli infecțioase. Iar tratamentul diferitelor tipuri de tumori, început în această zi, va fi foarte eficient și de succes. Pe de altă parte, riscul de rănire și arsuri pentru cei care sunt angajați în lucrări științifice, experimentale sau practice, precum și expunerea la radiații radioactive, va rămâne ridicat. În ceea ce privește dragostea și familia, aspectul armonios al lui Venus cu Pluto va duce ocazia de a îmbunătăți semnificativ relațiile existente sau de a începe altele noi. Ziua de 11 aprilie este o zi bună pentru anunțarea căsătoriei, semnarea contractelor de căsătorie, logodne și luarea unor decizii comune importante. Divertismentul, recreerea și cumpărăturile în comun îți vor aduce plăcere deosebită, iar achizițiile te vor mulțumi mult timp. Tendințele pozitive vor fi întărite de conjuncția Soarelui cu Jupiter, care va aduce un succes deosebit pentru persoanele angajate în sfera socială, politică, didactică, care urmează studii superioare sau academice. Va exista oportunitatea de a vă îmbunătăți statutul social și de a crește popularitatea personalităților publice, a oamenilor publici. Călătorile planificate pentru această zi vor avea succes. Quadratura lui Venus și Saturn pe 14 aprilie, dimpotrivă, va înclina spre evitarea contactelor sociale, ne vom scufunda mai des în noi înșine. În această zi, nu sunt recomandate tranzacțiile financiare, contactele cu conducerea și persoanele în vârstă, vizitele la autoritățile oficiale și cumpărăturile. Nu trebuie să vizitezi un stomatolog, în special un implantolog sau un medic ortodont. Sunt posibile exacerbări ale bolilor cronice ale sistemului musculoscheletic, vânătăi și întorse în timpul activității fizice intense. Pentru reprezentanții elementului foc, berbec, leu și săgetător, săptămâna va fi deosebită de activă și luminoasă, va deschide noi oportunități și perspective, iar săgetătorul poate chiar câștiga jackpotul în prima jumătate a săptămânii. Pentru Taur, Fecioară și Capricorn, succesul poate veni doar cu un oarecare efort și poate cu reținere. Fecioara și Capricornul nu se vor speria, dar Taurul poate experimenta stres atunci când părăsește zona de confort obișnuită. Semnele Aerului, Gemenii, Balanța și Vărsătorul vor trebui să acorde mai multă atenție sănătăților, prevenirea în timp util va ajuta la evitarea atâtor probleme. Activitatea fizică intensă din această săptămână este puțin probabil să fie benefică. Accentul trebuie pus pe mers pe jos și pe cardio moderat. În ceea ce privește racii, scorpionii și peștii, săptămâna va fi în general neutră pentru aceștia, iar rezultatele acesteia vor depinde în întregime de reprezentanții elementului apă înșiși. Peștii pot avea o oportunitate pentru o nouă conexiune romantică cu o persoană interesantă și neobișnuită. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!